În ceea ce ține de tratatul de frontieră, judecând după o întrebare mai de astăzi care făcea trimitere la domnul Laluș, mie mi s-a creat impresia că România avea de asemenea interes să semneze un asemenea tratat în perspectiva intrării sale în zona Schengen. Eu nu știu, nu sunt foarte mare expert, dar cred că lucrurile trebuie să fie privite de ambele părți sau din ambele direcții și dacă unii sunt prea entuziasmați și alții nemulțumiți, din punctul meu de vedere, documentul este bun. Și cred că o să aibă un rol pozitiv. Mulțumesc! Ani de zile comuniștii au speculat și au acuzat statul român în toate cancelariile europene că oferă cetățenii, că refuză să semneze tratatul de bază, că refuză să semneze acest tratat de frontieră. Și, din păcate, vocea comuniștilor de la Chișinău nu era una singură, era susținută mereu din alte capitale. Uite că de această dată, anul ăsta, noi am reușit să dezghețăm puțin situația în privința cetățeniilor sau oferirii pașapoartelor românești de către statul român pentru persoanele care au pierdut cetățenia română contrar voinților după 40. O asemenea problemă nu mai există. Actualul guvern consideră că statul român este în drept să acorde în baza propriei legi cetățenii oricui consideră necesar. Și noi nu am mai continuat acea retorică care s-a perpetuat și nu este vorba doar de ultimii 8 ani, ceva și mai devreme a început. În ceea ce privește tratatul ăsta de frontieră, a fost un subiect de dispute extrem de aprinse. Comuniștii mereu ne acuzau pe noi și mereu acuzau România. Acum problema a picat. Eu sunt absolut de acord. Acest tratat are o natură mai mult tehnică. Eu nu-i văd, să zicem așa, nu văd ce problemă ar rezolva și unde și ce ar puncta. Dar vreau să știți că acest acord a fost negociat și a fost semnat în mare parte în forma în care a fost negociat încă în anul 2003, dacă nu greșesc eu. Când guvernau cei care astăzi ne acuză că noi refuzam să... și statul român îl acuzau. Eu cred că este bine să eliminăm step by step toate acele elemente care pot fi manipulate și pot fi speculate și care pot crea prejudicii în relațiile atât a României cu Bruxelles, cât și a Republicii Moldova cu autoritățile de la București. În programul nostru electoral era prevăzut întreprinderea măsurilor necesare pentru simplificarea procedurii de redobândire a cetățeniei române pentru cetățenii Republicii Moldova care și-au pierdut-o fără voința lor. Și în acest sens aș vrea să-i mulțumim domnului Eugen Tomac, care s-a implicat foarte mult în acest sens, Departamentul României pentru Tineri, precum și Guvernul României, pentru tot ceea ce a făcut pentru crearea Autorității Naționale pentru Cetățenie și faptul că astăzi cetățenii Republicii Moldova pot în condiții mai previzibile și predictibile să-și depună dosarele și chiar să obțină pe parcursul unui an. În ceea ce privește acordul, bun, ar fi putut fi denumit și înțelegere. Vă amintiți acum un an și jumătate sau doi, atunci când Voronin, repetat, l-a atacat pe președintele Băsescu, tot așa acuzând România de imperialism și alte minunății, președintele României, Traian Băsescu, a răspuns în felul următor: nu voi răspunde peste gard atacurilor de peste gard ale lui Vladimir Voronin. Și într-un asemenea context am putea spune că acest acord este ca un fel de înțelegere între doi vecini cu privire la întreținerea gardului. Din punct de vedere a întreținerii gardului, este necesar să existe o înțelegere. Din punct de vedere a inoculării ideii de ratificare a pactului Ribbentrop-Molotov, evident că sub nicio formă, dar nu prevede așa ceva acordul respectiv. Și din acest punct de vedere, faptul că există reacții de tipul pe care dumneavoastră l-ați menționat, arată că orice nu am face noi, reacțiile oricum vor fi aceleași. Sunt convins că orice s-ar semna, orice fel de documente,
pentru a furniza muniție acelor care nu au argumente reale contemporane pentru a-i convinge pe oameni, dar folosesc minciuna, sperietura, prelucrarea propagandistică, cum s-a făcut și în perioada sovietică, evident că vor căuta să mai sugă din deget în continuare fel de fel de invenții, doar pentru a putea alimenta în continuare această politică retrogradă.